Duelurile din cadrul Cupei României, faza județeană, au continuat și la finele săptămânii trecute, când au fost programate sferturile de finală. Favoritele au avansat în penultimul act, astfel că se știe careul de aș al echipelor care văd tot mai aproape trofeul pus în joc. Recolta Dănceu și AS Turnul Severin, primele două clasate din eșalonul 4, nu au avut niciun fel de emoții, iar celelalte două dispute, lupta a fost mai strânsă, diferența fiind făcută doar de un gol. Iată rezultatele din sferturile competiției surprizelor de la Mehedin. Acesta a fost cel de-al doilea weekend consecutiv în care s-au organizat faze din cadrul cupei, iar la sfârșitul acestei săptămâni toate competitoarele din ligile a 4-a și a 5-a vor evolua în prima etapă a returului.